Principalele condiții care favorizează apariția bolilor la legume sunt umiditatea atmosferică și prezența picăturilor de apă pe frunze. Colegii de la Cotidianul Agricol au trecut în revistă principalele greșeli pe care legumicultorii le fac în seră, greșeli care de multe ori pot costa întreaga recoltă. Pentru cei care au experiență în domeniu, nu este niciun secret. Pentru cei care mai au de învățat din tainele creșterii legumelor, ar fi bine să vizioneze materialul următor. Dintre factorii favorizanți pentru apariția bolilor la legume, amintim aerul fierbinte și excesul de radiații solare care favorizează formarea gulerului verde, excesul de săruri din substrat sau apa de udare, aplicarea unilaterală și nerațională a azotului și neaerisirea solarului și arsura fructelor. În sinteza prezentată de specialiștii de la Cotidianul Agricol, se mai atrage atenția că folosirea produselor cu spectru larg de combatere înseamnă mai puține tratamente. Pentru aplicare sunt recomandate aparatele de stropit cu pulverizare foarte fină. Uneori se folosesc pulverizatoare total contraindicate, care dau picături prea mari, deci prea mult produs. Se recomandă ca stropirile să se facă dimineața și seara când temperatura este de 20-26 de grade Celsius. Apa pentru prepararea soluțiilor trebuie să fie curată și la temperatura mediului unde este cultura. Apa preluată de la mare adâncime poate fi rece sau prea calcaroasă, iar la o combinație de produse în care se adaugă și un fertilizant foliar, este posibil ca soluția să precipite. Aplicarea se poate face, aplicarea se poate face preventiv sau la apariția primelor simptome. Pentru combaterea insectelor nu întotdeauna sunt necesare aplicări preventive. Sunt recomandate mai degrabă capcanele sau aplicarea să se realizeze la avertizare. Pentru afide și tripși, produsele se aplică preventiv deoarece dăunătorii transmit viroze. O altă greșeală des întâlnită este asocierea incorrectă de specii, unele dintre ele gazde preferate de tripși sau afide, dar la care pagubele nu sunt atât de mari, de exemplu în cazul amestecării culturilor de castraveți cu cele de ardei.